Ministrul Educației a publicat harta interactivă cu cele 2538 de proiecte prin care școlile vor primi finanțare prin PNRR de peste 1 miliard de euro pentru mobilier, laboratoare de științe, informatică sau cabinete școlare. Pentru fiecare județ se specifică numărul proiectelor depuse, lista școlilor care vor primi finanțare și valoarea proiectului. În județul Hunedoara vor primi finanțare 60 de astfel de proiecte. Cele mai multe proiecte cu cele mai mari valori sunt în municipiile Hunedoara și Deva, câte 10 în fiecare localitate. Potrivit Ministerului Educației, se vor finanța cabinete școlare, inclusiv pe discipline de asistență psihopedagogică sau săli de sport, dotate cu mobilier și materiale sportive, inclusiv echipamente digitale. Laboratoare de științe dotate cu mobilier specific, echipamente digitale și materiale didactice. Laboratoare de informatică dotate, în grădinițe, învățământ primar, gimnazial, liceal și în alte unități conexe. De asemenea, ateliere de practică dotate cu materiale și echipamente didactice.